Bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Școală și Sănătate, emisiunea care vine în casele dumneavoastră cu cele mai noi informații din cele două domenii. Iată, în perioada 3-7 iunie, în Iași, dar și în câteva localități din județ, va avea loc caravana profilaxiei. Despre acest subiect, dar și despre noutățile în, să spunem, medicina dentară, vom discuta cu doamna profesor universitar, dr. Norina Forna, este decanul Facultății de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie Grigore Te Popa din Iași și spun bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, iată un moment de bucurie pentru că oferiți consultațiile acestea gratuite comunității, să spunem așa, și v-ați extins, adică făceam așa un calcul, vreo 40.000 de persoane care au beneficiat până acum și iată, acum v-ați extins. Și sperăm cu ediția aceasta, 11-a, să mai adăugăm încă cu aproximație 5.000 de participanți sunt pe ediție și ne propunem ca pe lângă aceste consultații gratuite să putem oferi toate informațiile necesare pentru îngrijirile de sănătate și în special cele de sănătate a cavității orale și nu în ultimul rând să putem realiza toate explicațiile necesare cum să se aplice corect toate tehnicile, în special tehnicile de periaj și livrând totodată produse de igienă orală, de asemenea gratuite pentru cei care participă și poate unii având în spate și alte ediții când și-au controlat starea de sănătate și măcar cu ocazia acestor ediții să realizeze aceste controle periodice. Așa cum se știe, în fiecare an fiind necesară o evaluare și în prima jumătate și în a doua jumătate a anului. Dar măcar o evaluare pe an să poată fi realizată. De altfel, foarte sugestiv și numele, necesitate în rural și urban, e nevoie de astfel de consultații. Mulți dintre locuitorii județului poate nu-și permit să ajungă la un medic stomatolog, prețurile sunt poate pentru ei mai mari sau poate nu-și permit. Cumva e foarte bine gândit. Chiar din 2009 cred că ați făcut un proiect foarte bun. Este un proiect în derulare, într-o dinamică permanentă. Încercăm să găsim cât mai multe soluții, să conștientizăm populația pentru acest lucru. Se știe că multitudinea afecțiunilor existente, chiar privind afectarea stării generale, dar și a cavității orale, sunt într-o interrelație permanentă, dar ne dorim ca pacienții, cunoscând mai bine și cauzele, dar mai departe și complicațiile acestor afecțiuni, să poată veni mai des, să găsim pârghii prin pachetele de servicii la nivelul casei de asigurări, să îmbunătățim aceste pachete, să ne dorim ca și în România, ca și în alte țări, să fie profilaxia gratuită și pacientul să poată veni, pacientul asigurat, obligatoriu la cele consultații de două ori pe an la cabinetele stomatologice, încât dorim încetul cu încetul să schimbăm politicile de sănătate din România și să inițiem aceste programe impuse, să spunem, tuturor potențialilor pacienți de a fi prezenți măcar o dată pe an în aceste cabinete. Văzusem că în zilele de 3 și 4 ați fost în câteva localități din județ, ați luat pulsul așa la cald, care ar fi primele rezultate? Aș spune Bălțați, Popești, Copinți. În aceste puncte de lucru, în principal, s-a pornit cu școlile și aici se știe foarte bine inexistența cabinetelor școlare de stomatologie în rural. Ne obligă ca mai departe să insistăm într-un dialog cu primarii și iată de aceea pe 3 la întâlnirea cu Consiliul Județean au fost invitați
și să ne propunem înființarea lor și totodată în dispensarele nou construite în unele din comunele din județ să se înființeze inclusiv și cabinet stomatologic. Starea de sănătate orală, evident că pentru grupele de vârstă școlară este afectată prin multitudinea leziunilor carioase. Un program insistent care să vizeze prevenirea cariei și care să funcționeze așa cum se știe că în istoricul programelor Ministerul Sănătății a oferit odată fonduri pentru florizări, pentru consulturi gratuite. Acest lucru a fost sistat din lipsa finanțării. Un nou proiect noi l-am înaintat prin Colegiul Național la Ministerul Sănătății și așteptăm aceste fonduri să apară ca să putem să-l repornim. Sigur că numai un program este greu să credem că prin acel program reușim să eradicăm caria pornind de la vârstele fragile. E o piramidă până la urmă. E adevărat. E o temelie care ne propunem să o îmbunătățim. Dincolo de acest lucru, să realizăm în paralel un program cu adulții, chiar de educație sanitară, mergând prin canalele media care să poată să ne acorde această susținere, însemnând chiar un dialog în direct sau chiar principalele, deci basic-ul în profilaxie, basic-ul în depistarea leziunilor și dincolo de acest lucru să fie un interes al pacientului adult care să știe să-și educe copilul în a-l îndruma către o alimentație corectă, către o îngrijire de asemenea în parametrii corecți și, bineînțeles, către un consult care să-l facă. Totodată să se realizeze acest binom important în viața fiecăruia, să se știe că e copil, că e adult, cum să urmărească evoluția problemelor care pot să apară în concordanță sau nu întotdeauna cu starea generală afectată sau cum își pune amprenta starea generală asupra cavității orale. Sunt foarte curioasă să vedem dacă și persoane mai mature sau chiar și bătrâni au fost cumva prezenți la aceste întâlniri. Adulți din toate grupele de vârstă, desigur că noi chiar și în edițiile anterioare, în urma bilanțului celor 10 ani, am constatat faptul că afecțiunile generale sunt chiar într-un procent mai crescut întâlnite pe afecțiuni hepatice, diabetul, afecțiunile cardiovasculare, mai mult în urban decât în rural. Leziunile le constatăm mai puțin tratate în mediul rural, deși, așa cum se știe, accesul la serviciile de sănătate există, evident răzleț, dar pot fi asigurate pe tărâm privat, întrucât foarte mulți tineri își realizează cabinete în rural, funcționează chiar foarte bine, fiind bine utilate, dar în politica pe care o consider propice acestei ere și care o doresc orientată către armonizarea amplasării cabinetelor în mediul rural-urban, ne propunem și doresc ca să le recomand înființarea cu ajutorul primăriilor, dispensarelor nou existente, acolo să se înființeze, poate pe start-up-uri să-și conceapă o schemă și o dotare minimală și, bineînțeles, cine are posibilități, chiar un praxis privat cu fonduri personale
sau ulterior dotate prin proiect. Discutăm și despre inserția studenților de la medicină dentară pe piața muncii. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate și revenim aici în studio. Ne-am întors, suntem în direct aici la Școală și Sănătate și dacă nu ați reușit din diverse motive să fiți alături de noi în prima parte a emisiunii, vă spun că invitata mea din această ediție este doamna profesor universitar dr. Norina Forna, este decanul Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. Iată, discutam noi în prima parte despre caravana profilaxiei. Aș vrea să facem așa o privire de ansamblu, să încheiem acest subiect, să putem trece și mai departe. Aș spune că prima parte a caravanei a fost dedicată ruralului, întrucât ne propunem, așa cum s-a promis, deschiderea a 10 cabinete de stomatologie și funcționarea lor se va realiza într-un dispensar care este dotat, este nou și va putea corespunde din punctul de vedere al locației și circuitului bolnavului. Desigur că este foarte important apelul pe care îl fac, mai ales că în scurt timp vom avea noi absolvenți, de a-și deschide cabinete, chiar dacă pe fonduri proprii se poate face acest lucru, prin aplicațiile pe startup se poate face o dotare și, bineînțeles, o utilare cu minimum necesar de instrumentar și echipament. Prin procentele pe care le constatăm, în școlile din rural, procentul de care este în continuare crescut, neexistența unor cabinete de medicină școlară înseamnă continuarea acestui program și apel care deja noi l-am realizat de mult timp în și pentru înființarea unor cabinete și școlare de medicină dentară în rural. Iar, desigur, tot ce se cheamă program de profilaxie, care ar fi foarte util să se facă de la școală, de la elev la adult, să fie realizat în paralel, astfel încât și mai departe, acasă, copilul să fie instruit cum să realizeze un periaj corect și, bineînțeles, să-și realizeze acele controle periodice, atât copilul cât și adultul în fiecare an. Și în zilele 5, 6 și 7, în Iași, unde vă găsesc cei interesați? În Podul Roș, ca de obicei, în Tătăraș, Esplanada Oancea, pentru că este un loc foarte populat și în fiecare an sunt toți învățați acolo să vină, Alexandru Minerva și Esplanada, de data aceasta, de la Teatrul Luceafăru, până acum funcționând din fața Teatrului Național. Știm că atât copiii cât și adulții de obicei frecventează aceste puncte de lucru. Cu ajutorul primăriei amplasăm aceste puncte de lucru și, măcar din curiozitate, cei care trec prin față se instruiesc, desigur sunt chestionați și, mai mult decât toate, sunt formați, sunt învățați cum să-și realizeze corect tehnicile de periaj, cum să utilizeze accesoriile și primesc, evident, acele paste de dinți care înseamnă mai departe un stimulent pentru fiecare să realizeze măcar două periaje pe zi și să putem combate unele cifre care apar de obicei pe internet și care mai ne sperie uneori. Ne sperie și, desigur, nu sunt reale, nu peste tot le întâlnim ca medii pe țară. Așa cum se știe foarte bine, sunt convinsă că
Nu, o pastă la 10 ani se poate înlocui sau operie, așa cum se dădea ca și exemplu, ci dimpotrivă, pentru că deja constatăm că se folosește în procent de 95% pasta de dinți, este foarte bine cunoscut acest subiect, peria se schimbă măcar de 2 ori pe an. Sigur, în rural am întâlnit această discuție și, bineînțeles, răspuns. 4-5 ori în medie întâlnim procentul cel mai bun de înlocuire a periilor pe an. Sigur, ca număr de periaje, avem și procente de periaj de 4, chiar de 5 ori pe zi. Nu într-un procent foarte mare, dar peste 12% realizează și acest lucru. Sigur că ce constatăm încă, faptul că un procent de 32% dintre cei chestionați relatează că doar la nevoie se prezintă la consult, atunci când doare, bineînțeles, și dorim ca acest procent să-l reducem și să constatăm că peste 80, vrem să ajungem la acest procent, frecventează manual de 2 ori pe an cabinetele stomatologice și este un apel către toată lumea de a face acest lucru. Dacă n-ați voie, vreau să invit și pe cei de acasă să intre în legătură telefonică directă cu noi. Poate au curiozități sau întrebări pentru dumneavoastră. 0232444453 este numărul nostru. Vă așteptăm cu să ne sunați și dacă aveți întrebări, noi să vă răspundem. Și lansasem așa o întrebare înainte de pauză. Cum încercăm să-i, nu știu, să-i introducem pe piața muncii pe studenții de la medicină dentară? Pentru că știu că sunt numeroși tot timpul. Da. În fiecare an absolvă 180. Deci pot absolvi 200. Bine, trebuie studenți. Să ținem cont că nu sunt toți din județul Iași, asta e clar. Este sunt cert, studenți este și cert. Din alte părți. Primindu-i la Colegiul Medicilor Stomatologi din Iași, în medie 25, 30, chiar 50 dintre ei sunt primiți, evident, cu o adeverință că au absolvit la început. După un an se livrează certificatul final de absolvire. Pot să spun că o parte dintre ei au pregătit de mult ideea deschiderii unui praxis cu dotarea minimală. O parte se angajează la cabinete existente, SRL-uri, CMI-uri, deci există diferite forme de reprezentare a acestora. Un procent mai redus decât cel din anii anteriori înseamnă interesul de a pleca în exterior, de a practica acolo, deși există multe centre care atrag pe absolvenți, indiferent de secție română, franceză sau engleză. Sunt descoperiți prin numerus clausus pe care îl au și din acest motiv numărul mare de solicitări de pe piață îi obligă să caute mână de lucru chiar și mai ieftină, dar să poată fi bine pregătiți, să lucreze conștiincios și programul care în final trebuie să realizeze pe toate specialitățile să ajungă la un bun sfârșit. Lucru care l-au realizat cu succes cu românii. Sigur, nu toți rămân mai departe acolo, se întorc în bună parte și cu fondurile respective își deschid și în România. Pot să spun că pacienții din România sunt în principiu accesibili la ideea de a tolera mult mai ușor durerea. Sunt conștiincioși până într-un punct, de la un punct încolo e greu să se realizeze un follow-up al evaluărilor și al urmăririlor după executarea tratamentelor. Dacă discutăm de intervenții mai ample, mai largi sau mai costisitoare, dacă discutăm de implante, dacă discutăm de intervenții chirurgicale care necesită reconstrucții,
Din păcate, lucrurile se petrec până la protezare, ca și vizite în cabinetul stomatologic. După acest moment, chiar dacă le este riscant să facă pauze mari, chiar dacă este un apel insistent către ei să vină, dificil și foarte greu, deci înțeleg, să poată să facă acest lucru. Acest aspect, tocmai că îl întâlnim în străinătate, cu totul și cu totul diferit, fiind obligați să se consulte, altfel pierd asigurarea pentru cei asigurați, sau sunt conștiincioși în a veni periodic, constant, la consult, ușurează, ca să spunem așa, eforturile practicienilor de a face acest apel permanent. Sigur că nu aș spune că patologia este mai puțin zgomotoasă în exterior. Întâlnim multe dintre situații de asemenea cu restul radiculare, cu multiple carii, cu edentații. Făcând o paralelă, putem doar constata că tratamentele se fac mult mai consecvent și oricând apare vreo problemă, nu neapărat acută, pacientul se prezintă în cabinet. Acest lucru ne dorim și în România. Și noi sperăm la fel și mai ales că, de ce să nu recunoaștem? Avem medici dedicați, medici care își fac treaba cu simț de răspundere, care sunt foarte serioși, adică ți-e mai mare dragul să te lași pe mâinile lor, asta e clar. Este clar și adevărat. Pot să spun că este un progres foarte frumos faptul că și în praxisurile din România orientarea și de asemenea solicitările din partea pacienților sunt spre o estetică mai bună, spre crearea unui profil facial adaptat, individualizat și chiar îmbunătățit, o colaborare interdisciplinară mult mai strânsă, se dorește chiar un profil îmbunătățit și pe tărâmul chirurgiei estetice, pe tărâmul aplicațiilor care să schimbe lucrul pacientului și, de ce nu, este un profil poate robotizat de multe ori, atât cel extern cât și cel intraoral, și atunci pacientul sigur beneficiază într-un final de un alt aspect. Nu neapărat și acesta la nevoie, când sunt, să zicem, diferite importante aspecte din viața lui, ci și pur și simplu să-și modifice toate elementele respective sau chiar reperele antropometrice bine cunoscute. Ați spus punctul pe estetică și mă gândeam că sunt adevărate provocări, poate solicitările din partea vedetelor pentru medicii stomatologi care trebuie să facă, nu știu, o albire mai deosebită, da, mai insistentă, pentru că sunt persoane care vor acest lucru. Cu excepția celor care au discromii sau anomalii care vizează modificările de culoare. În principiu, nu numai zona artiștilor, ci și pacienții care au un contact cu publicul mai strâns își doresc schimbarea până la nivel de fațetare chiar. Dacă revenirea și modificările, așa cum se știe, a culorii la care ajungi și numărul la care ajungi de culoare, între timp, grație consumului de lichide colorate sau din alimentație, cafeaua, Coca-Cola, toate și-au un efect care conduce, bineînțeles, la modificarea culorii. Dar se tinde către ideea fațetărilor care să modifice inclusiv morfologia dinților, poziția dinților, refacerea punctelor de contact acolo unde sunt desființate prin migrările lor sau chiar curburile care se doresc a fi modificate, mai accentuate în zona frontală sau mai aplatizate. Depinde de sexul pacientului, depinde de
dorințele sale și în funcție de acest lucru, modificând chiar la surâsul fiecăruia, un surâs gingival sau nu, cel mai mult fiecare dintre pacienți, cel mai frecvent, întâlnim dacă există un surâs gingival, să-l schimbăm astfel încât să exteriorizăm doar dinții și încercăm prin toate intervențiile să realizăm și acest lucru. Da, suntem în era, nu știu, e o modă, totul e nou, totul e wow, că practic trăim niște timpuri wow și atunci e clar că trebuie să ne adaptăm în funcție de cerințele celor care ne calcă pragul, să spunem așa. Trebuie să vă felicităm și pentru o nouă funcție și o să vă las pe dumneavoastră să ne dați mai multe detalii. Iată, sunteți președinte al BASS, o să ne explicați ce înseamnă. Din stadiul de președinte ales, sigur, ca președinte dinte plin, sunt alte obligații în ideea în care sunt cu capacitate în tot ce se cheamă evaluare a programelor asociațiilor profesionale din fiecare țară balcanică și, desigur, evaluând evenimentele pe care ei le realizează, asistența medicală de specialitate, comparând-o între țări și, bineînțeles, ajungându-se la un numitor comun la care pot să spun că România se detașează foarte bine ca și nivel față de celelalte țări balcanice, însemnând chiar o asistență medicală de calitate, cu echipamente mult mai adaptate cerințelor europene, cu un standard ridicat, tehnologii ridicate, și însemnăm un model pentru țările balcanice. De câte ori am susținut edițiile în România, s-a putut vedea și în universitățile lor cum cercetează, ce își propun ca și materiale, echipamente, încât este doar un prilej de a realiza proiecte în comun, cercetări în comun, și considerăm că poate unele țări au contacte mult mai strânse cu cele din vest sau din alte continente, încât spre final va fi o armonizare propice pentru toată lumea, încât programul este foarte vast. Îmi propun mai departe ca tot ce se cheamă concentrarea activității să fie benefică țării noastre și să însemne contacte foarte utile pentru toți practicienii și colaborări care mai departe să fie fructificabile și, de ce nu, să însemne programe de viitor de lungă durată. Cred că prin această nouă funcție putem spera ca România și poate chiar Iașul să fie gazda unui astfel de congres. În fiecare an, de fapt, va găzdui un simpozion balcanic. De asemenea, în prilejul unor încă noi congrese balcanice, înseamnă foarte multă lume, specialiști în Iași și, desigur, deja au devenit, să zicem, familiar cu Iașul, cu România. De fapt, numărul de practicieni din România este foarte mare în comparație cu celelalte țări. Nu ne comparăm cu Turcia, dar în schimb avem practicieni bine formați în școlile din România și pot să spun, în comisia de avizări a Colegiului Național al Medicilor-Dentiști, constat mulți dintre medicii din spațiul balcanic interesați să lucreze în România. Deci, pentru noi este o mândrie că aici găsesc un teren foarte bun. Bineînțeles, chiar și din țări din vest întâlnim același interes. Nu într-un număr mare, până la urmă se echilibrează cine pleacă, cine vine, dar putem spune că este un schimb
de idei și de practici pe care îl facem și este util și în proiectele pe care noi le vizăm în cadrul ministerelor și, bineînțeles, în cadrul comisiilor de specialitate. Nu sunt întâmplătoare și asta pentru că știu că și studenții pot participa la astfel de întâlniri foarte benefice de altfel pentru ei, de unde își pot extrage diverse informații, da, de care ar avea nevoie și eventual schimbul acesta de experiență cu ceilalți. Este adevărat, ei au societățile lor și profesionale, asociațiile studenților în fiecare țară, care colaborează cu asociațiile profesionale. Este un prilej fericit ca ei să-și creeze în cadrul Federației Internaționale o întâlnire care să vizeze mai departe promotori ai ideilor pe care le regăsesc cu ocazia acestor întâlniri, evenimente, și mergând mai departe peste ocean, așa cum se știe, în fiecare an, în cadrul Federației Dentare Internaționale, să-și împărtășească gândurile, experiențele, pentru că FDI-ul, așa cum se știe, în luna septembrie se întrunește în fiecare an, în altă parte, în anul acesta, în San Francisco, și aceste federații internaționale și chiar pe tărâmul studenților au prilejul să dezbată programe care sunt vizibile și care se pot regăsi cu fiecare întâlnire, invitație a lor în țările și balcanice și cele chiar vestice, unde fiecare țară își face evenimentul său prin asociația sa profesională sau colegiul medicilor-dentiști. Așa e. Vreau să mai sunt câteva minuțele și vreau să închidem așa emisiunea cu zâmbetul pe buze, și asta pentru că în perioada aceasta sunt emoții așa în universitate. Pe de o parte se termină anii universitari pentru unii, alții vor susține acele examene de admitere. Da, e o perioadă avem, aglomerată. Într-adevăr, putem mai mult decât toate spune că noi, ca și cadre didactice, suntem presați ca timp, având pe de o parte, cum spuneați, sesiunea studenților, avem sfârșitul de an universitar pe 26 iunie, pe de altă parte pregătim o nouă generație care să vină la admitere și sperăm să fie de bun augur pentru toate facultățile și, de ce nu, licența din toamnă care trebuie să fie cu rezultate frumoase, astfel încât cei care absolvă să poată să-și găsească orice direcție de activitate pe care și-o propun și sperăm prin ce vom chestiona să poată o parte dintre ei chiar să-și continue studiile masterale, doctorale, de cercetare, deci care să-i pregătească pentru o altă epocă sau chiar în aceasta să performeze, să meargă mai departe prin rezidențiate către specialități și, așa cum se știe, aceste specialități sunt foarte utile lor. Pentru că, virgulă, către asta trebuie să se îndrepte fiecare domeniu mai larg. Aceste praxisuri, în principiu, trebuie să aibă în componența lor din toate specialitățile membrii medici și ne putem chiar bucura că în Iași și noi avem și în județ 1350 de medici, dintre care 500 sunt specialiști. Deci, iată, aproape jumătate dintre ei deja au specialități din toate specialitățile, cele 7 binecunoscute, și atunci, iată că oriunde pot acorda asistență medicală strict pe specialitatea lui. Da, cu siguranță suntem și noi cumva prinși așa de această, nu știu să zic, că ne interesează să vedem ce fac ei pe viitor după susținerea licenței, pentru că, iată, ne întâlnim cu ei în spitale sau în cabinete. A fost o discuție foarte interesantă, sperăm să mai reveniți aici, poate cu ocazia admiterii și să ne povestiți câteva lucruri și să ne revedem cu bine. Da, eu aș zice să terminăm poate cu ce spune OMSU, think to your mouth and to your health. Mulțumim tare mult pentru prezență și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc și mult succes tuturor.
Doamnelor și domnilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Florina Stângaciu și vă dau o întâlnire și miercurea viitoare de la aceeași oră. Pe curând!